Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă întâlnire în care vom discuta despre educație altfel. Vom începe într-o notă interrogativă și îndrăznesc să vă adresez următoarea întrebare. Credeți în educație? Putem avea încredere în sistemul actual de învățământ din țara noastră atunci când pornim spre școală, ducându-ne copilul de mână în această instituție? Vă oferă școala încrederea că odată intrat pe porțile ei, copilul va primi exact ceea ce are nevoie pentru a fi bine format și dezvoltat pentru viață? Iată câteva aspecte pe care vom urmări să le atingem în discuția din această seară, însă aștept și răspunsurile dumneavoastră, opiniile dumneavoastră și poate alte întrebări prin SMS la numărul de telefon afișat pe ecran. Invitatul meu din această seară este un cadru didactic din zona noastră, care a mai fost aici la Dialoguri Esențiale, dar dincolo de această plăcută prezență a domniei sale în studioul nostru, trebuie să vă spun că domnia sa a reușit performanța participării și reușitei selectării sale la mai multe competiții naționale, bineînțeles legate de domeniul în care își desfășoară activitatea și anume educația. Este vorba despre doamna Ana Luiza Boboc, profesor de limba și literatura română la Școala Cosmești, județul Iași. Luiza, bine ai venit, ai revenit la Dialoguri Esențiale, mă bucur că suntem din nou împreună, iată, la o discuție frumoasă despre educație. Bună ziua, bine te-am regăsit! Bună ziua telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune! Mult succes celor care au început un nou an școlar, boboceilor, elevilor de clasa pregătitoare și profesorilor îndrumători, care într-adevăr muncesc, au depus oarece eforturi pentru a păși cu dreptul în noul an școlar. Crezi în educație, Luiza? În educație cred și sunt convinsă că și tu, dacă îmi permiți să te abordez, având în vedere că suntem colege, cred în educație, cred în ceea ce un educator realizează pentru elevii săi. Suntem dispuși să facem eforturi supraomenești câteodată pentru a înfrunta rigorile și vicisitudinile vieții. Ca părinți sau ca dascăle? Din ambele roluri. Eu sunt și părinte. O să absolv clasa 12 a liceu. Din nou. Am emoții pentru fetița mea, pe care vreau să o îndrum pe drumul succesului, pe drumul performanței, așa cum și eu am reușit în tot acest timp. Bineînțeles că este un efort, trebuie susținut acest efort. Uite că ai adus discuția într-un punct foarte interesant. Examenele copiilor noștri, privim către ele cu unele sentimente, nu întotdeauna foarte încrezătoare. Lucrul acesta se întâmplă, poate, pentru că școala nu ne cultivă acest sentiment. Nu. Educația se începe în familie. Așa. Este un proces continuu. Depinde de cei trei poli, cum am spus. Mediu, ereditatea, predispozițiile native cu care se naște copilul, potențialul biopsihosocio-individual de a învăța doamna de psihologie la pedagogic, zestrea nativă, mediul din care provine. Sunt copii care vor să învețe, cărora li se asigură tot ceea ce le trebuie pentru a învăța, dar sunt și copii proveniți din medii defavorizate, cărora le trebuie o atenție deosebită și pentru aceea li se oferă suportul educațional. Aceste proiecte
că revin la titlul emisiunii, pentru care dascălii noștri își dau un aport deosebit. Muncesc, perseverează și chiar obțin performanțe. Cum este sau cum ar trebui să fie un dascăl al timpului nostru? Dacă îmi permiți, Maria, în urma unui titlu pe care l-am obținut acum 2 luni, profesorul agent al schimbării, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași, vreau să mulțumesc pe această cale echipei Inspectoratului Școlar Județean Iași, doamnei profesor Gabriela Conea, inspector proiecte educaționale, în mod deosebit. Am fost, deci trebuie să fie un profesor, un agent al schimbării. Ce să înțelegem prin asta? Ce fel de schimbare să aducă? Un profesor trebuie să fie un expert în actul de predare-învățare. Nu mă caracterizează în mod deosebit, nu pot să spun că sunt un expert în... Da, știi? Dar încerc să mă adaptez la situații, să fiu calmă, să fiu creatoare, să am un simț al responsabilității, să am disponibilitate, resursa timp, care este, vedeți că totul este în funcție de timp, timpul ia tot și totul ia timp. Să revin la un citat, pentru că am așa un feeling al citatului permanent, comunicativ, comunicarea, un profesor comunică comunicându-se pe sine, să fie deschis. Autoritatea, un profesor autoritar trebuie profesor. Să dezbrace această haină, așa. Zic eu, din perspectiva mea, să devină un profesor modern, să se adapteze la conținutul instructiv educativ, să facă față rigorilor școlii, cerințelor școlii actuale și dacă vrea într-adevăr performanță de la elevii săi, să nu inhibe elevul, să-l transforme, să încerce să transforme elevul și prin aceasta se va transforma și școala. Progresul școlar depinde de un profesor. Și nu autoritar. Care are toate calitățile. Și nu autoritar. Nu autoritar, profesor, dar care are toate calitățile pe care sunt profesor și profesor. Și cunoști și tu diferite categorii, toată tipuri de profesori. Toți cunoaștem. Nu pot să spun că nu sunt profesor autoritar. Am și eu autoritatea mea, într-adevăr. Noi trebuie să fim un model pentru proprii noștri elevi. Da. Să-i consiliem. Dar și se poate învățare fără un dram de autoritate? Nu. Dacă ne ducem cu o deschidere totală, cu o toleranță totală, cu acceptând ideea că da, din greșeală învățăm, Corect. Oare nu încurajăm elevul să greșească. Corect. Și oricât am vrea să privim greșeala ca sursa învățării, este bine să procedăm astfel? Cum se spune? Se poate învățare fără un dram de autoritate? Oare această Corect. Autoritate trebuie să se transforme în altceva? Din perspectiva mea, nu cred. Ai dreptate. Și pentru că suntem conștiente, în primul rând în calitate de părinte, mă refer, copilul trebuie să știe un pic și de frica părintelui, că nu știi de frica părintelui, obligat nu știi nici de frica profesorului, cadrului didactic. Nu să-i inoculezi acea frică. Respectul se cultivă. Dacă respectul nu este cultivat în familie și dacă între părinți nu există acel respect, acea colaborare, acea comunicare, acea chimie, bineînțeles că nici între copii și la școală va fi un copil frustrat, retras, izolat și nu va avea posibilități de afirmare. Suntem pe drumul deci, schimbării. Vorbim despre o autoritate a dascălului care vine de la sine, din atitudinea plină de respect pe care el o manifestă față de elevii săi, aceștia fiind cumva în situația de a simți nevoia să ofere același respect dascălui. Corect. Și atunci respectul se... autoritatea care se naște din frică nu își mai are locul. Da? Am găsit o soluție care se pliază mai bine pe profilul dascălului, așa cum l-ai definit tu la început,
Dar care crezi că dintre toate calitățile dascălilor este cea care prinde foarte mult la elevi? Ce apreciază elevii la dascălilor astăzi? Toleranța, calitatea actului didactic, profesionalismul sau altceva? Eu zic o calitate pe care elevii o apreciază la cadrul didactic și nu mă refer strict personal, este bunătatea. Bunătatea, nu bunătatea de a aborda elevul, bunătatea de a transmite predispozițiile native ale elevului, de a-l transforma, de a-l valorifica. Elevul are nevoie să se simtă valorificat în școală. Da. Uh-huh. Trebuie să fie ajutat, să-i se ofere un suport educațional, să-l consiliem. Pentru că de aceea există acele ore de consiliere și dezvoltare personală pe care noi le facem de la clasa 5-a a 6-a și toate sunt benefice profesorului diriginte, pentru că un profesor consilier este mai greu de găsit în școlile din mediul rural. Avem nevoie de acei psihologi pentru a înțelege și nevoile elevului, pentru a-l integra în societate. Sunt elevii cu CES, elevii care sunt cu probleme speciale educative. Trebuie introduși în centre de reintegrare, de ajutorare, dar din păcate la noi în școală, în mediul rural, există asemenea elevi, dar se comportă la fel cu ceilalți. Nu sunt izolați, nu sunt marginalizați, au nevoile lor speciale, dar li se acordă atenția cuvenită. Dar trebuie să facă demersuri pentru a aduce oameni din partea cărora acest sprijin să fie acordat în mod real. Mă gândesc că un dascăl format în mod tradițional face față cu mai multă greutate unei asemenea provocări. Nu toți dascălii au pregătire pe sectorul învățământului special, iar când ești nevoit să integrezi un asemenea elev în colectivul larg al clasei tale, mai e nevoie de ceva sprijin. Aici cred că este nevoie de o schimbare din acest punct de vedere, să se poată, să se dea permisiunea școlilor de a oferi cadrelor didactice și școlilor din mediul rural, pentru că în mediul urban nu are cum se întâmplă acest lucru, să existe profesorul de sprijin care se ocupă... care se ocupă de această componentă. Ai participat în anul 2017 la un concurs național și ai intrat în Liga Profesorilor Excepționali. Da? Este un titlu generos, este un titlu care vorbește despre oamenii de calitate din educație și mă bucur că avem și noi aici la Pașcani, un asemenea om care ne reprezintă la nivel național în Liga Profesorilor Excepționali. Cât de grea a fost această competiție? Mulțumesc, Maria! Mi-ai adus aminte, cu toate că am mai vorbit despre acest titlu și în emisiunea pe care am avut-o, la întâlnirea anterioară, dar îmi face plăcere de atâtea ori de câte ori mă întreb de acest titlu, pentru că eu, în momentul în care obțin un titlu, mi le așez într-o cameră undeva. Da, să știi că am 4 trofee pe care și urmează al 5 pe care le-am obținut prin efort. Cu siguranță. Printr-o muncă și printr-un stres pe care câteodată poate l-am transmis și familiei, copiilor mei, totdeauna și băiatul, am și băiețelul care este la Miron Costin, elev în clasa 6-a. În vacanță, fac o paranteză, mi-a spus mama, dar tu în vacanță înveți? Pentru că am avut o vacanță, știi și tu ce fel de vacanță am avut, axată pe învățare, foarte multă învățare. Trebuie, este un concurs al fundației, a fost de fapt că nu mai este, am văzut, Dan Voiculescu, Fundația Mereu Aproape. A fost promovat pe antena 1 și antena 3. Am avut onoarea să primesc această televiziune în școala Cosmești. Crede-mă cât spun, am fost
Efectiv, da, și am dat interviu. Știu că acel interviu a fost în primă fază, am fost bulversată, efectiv, când am văzut atâtea emoțiile aferente, atâtea camere îndreptate spre mine, atâtea și sunt emoții inerente. Da, și emoția a fost cu mult mai accentuată în cazul elevilor, care, da, cu siguranță, deși doamna profesoară mai trecuse prin studiouri și era oarecum familiarizată cu camerele de luat, da, cu siguranță elevii au fost destul de greu de adus într-o zonă de calm, foarte necesară desfășurării unei lecții, dar ceea ce mă interesa este mai degrabă care au fost urmările în cariera ta și în viziunea ta ca dascăl al timpurilor noastre după acest premiu, după acordarea acestui premiu. S-a schimbat ceva în ființa ta și în felul tău de a fi ca dascăl? În fiecare zi mă schimb. În fiecare zi mă schimb. Un dascăl în continuă schimbare, da. Astăzi am avut la îndemână o mapă, dar nici nu-mi dau seama cum am reușit să o achiziționez. Cred că am avut mai multe rechizite de cumpărat și printre care am... Aici mă aflu eu, într-o multitudine de fețe și zâmbitoare și vezi, multe sipostazele omului de zi cu zi, prin care noi trecem. Da, din punct de vedere profesional, bineînțeles, recunoașterea din partea părinților, motivația de a merge mai departe, de a participa cu drag la celelalte activități pe care le-am enumerat în cadrul acestui proiect, pentru că am completat un formular de aplicație și am trimis dovezi clare, concludente, ale activității mele în timp. Mm-hmm. Am susținut lecție în cadrul acestei vizite. V-am spus, a fost Antena 1 într-o sală de clasă, am avut foarte multe mărturii testimoniale ale elevilor, ale părinților, cărora vreau să le mulțumesc în mod deosebit. Există o relație deosebită, permanentă și eficientă între școală și familie la Cozmești, în școala gimnazială Cozmești. Și pe lângă școală și familie și autoritatea locală. Se implică foarte mult. Ne acordă ajutor la orice clipă, oricând cer ajutor autorității locale, se oferă să ne ajute și să ne sprijine tot demersul nostru educațional. Să funcționeze acest trio, școală, familie, autoritatea locală, însă nu este de ascuns faptul că sunt zone sau sunt localități în care nu funcționează deloc. Și atunci e un beneficiu faptul că ne pui în lumină modul în care funcționează la Cozmești acest triunghi. Iar funcționalitatea lui, bineînțeles, are repercursiune asupra modului în care sunt formați și dezvoltați și pregătiți copiii pentru viitor. Copiii din comunitate. Care comunitate simte nevoia să-și țină copiii aproape, să nu-i determine să plece în alte localități. Acesta e unul dintre punctele slabe, scuze-mă că intervin. Plecarea copiilor la alte școli din oraș. Nu știu, părinții decid viitorul copiilor. Cum și eu am decis viitorul copiilor mei, aici mă refer în ipostaza de părinte, pentru că, v-am spus, nu sunt părinte autoritar, dar nici permisiv. Pentru că am ambele laturi dezvoltate. Este firesc. Cel de-al doilea concurs național în care ai fost inclusă sau în care ai solicitat să fii inclusă este una dintre ramurile proiectului CRED. Aș vrea mai întâi să lămurim ce este acest proiect și care sunt intențiile lui, cine l-a generat, cu ce scop și abia pe urmă să povestim despre cea de-a doua competiție la care ai participat. Cu mare drag, Maria! Da, este proiectul cu
curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Mi-am extras și regulamentul proiectului pentru că este amplu și prea multe cunoștințe, prea multe informații și după aceea mai am nevoie și de luciditate și de... Sunt mai multe etape prin care trece omul și avem nevoie de liniștea sufletească, în primul rând, a creierului, luminarea minții. Regulamentul se încadrează, concursul se încadrează în amplul proiect curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, cred. Are mai multe subactivități acest proiect, printre care programe de formare ale cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial. S-a încheiat prima etapă de selecție acestora. Va urma imediat în perioada următoare ca selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial. Avem această oportunitate, dar nu vreau să mai dea pe post, că după aceea e vorba de familie. Familia mea aude și spre Află acum, pentru că tot mă întreabă ce proiecte mai ai tu în competiție. Și mai sunt și altele. Structura ale proiectului, deci este, în primul rând, vizează formarea cadrelor didactice. Un alt aspect... a fost selecția experților, formatorilor, care o să se ocupe de acești cu formarea cadrelor didactice. Deja la Pașcani a început, am înțeles că sunt foarte multe cursuri online, sunt și față în față, dar sunt pe platformă, au o platformă de lucru deschisă și acolo am înțeles că se întâlnesc și fac nu greu. Este mult. Că nu suntem familiarizați cu ceea ce înseamnă formarea oarecum mediată, urmărirea unor tutoriale în mediul online ar trebui să mai fie de zonă cu dificultăți pentru nimeni, dar suntem obișnuiți cu acele cursuri cu participare directă, ne ducem, vedem, discutăm, întrebăm și învățăm mai ușor. Probabil că aici este un impediment, dar cu siguranță va fi depășit de cadrele didactice care sunt înscrise. O altă componentă a proiectului ar putea fi? Creator de educație este se va desfășura în perioada 2019-2021. Așa. Se pliază pe nevoile și interesele fiecărui copil, adaptarea creativă a strategiilor didactice la specificul acestuia, dar și a clasei unității de învățământ, și implicarea actorilor relevanți din comunitate în activitățile de învățare. Când spunem actori relevanți, ne gândim la cine? Bineînțeles, la... școală, familie, la cele trei deziderate ale educației: școală, familie și, bineînțeles, comunitate. Mm-hmm. Da. Bun. Creator pentru educație este componenta pentru care ai aplicat și tu. Și s-a întâmplat ce în cadrul acestei competiții? Tot la nivel național, bineînțeles, s-a completat, am avut o muncă asiduă. Crede-mă că... Este diferit pentru competiție la nivel național, da? Care ai făcut față cu brio pentru a doua oară. Așa. Au fost foarte multe materiale de trimis. A fost de completat, dar mai înainte de toate, după ce am aplicat, am fost vizitată, de fapt, printr-un telefon, am fost anunțată că am fost selectată și am avut onoarea să primesc în școala gimnazială Cosmești cu două zile înainte de finele anului școlar. Echipa Casei Corpului Didactic Iași, în frunte cu domnul director al Casei Corpului Didactic, Silviu Iordache. Din nou un moment emoționant, din nou un moment cu tensiuni și pozitive. Da, foarte, pentru că este o onoare de câte ori domnul ne vizitează școala, pentru că avem foarte multe cursuri prin Casa Corpului Didactic și pe care și tu, suntem colege și în cadrul acestor cursuri. Maria, a fost o zi excepțională.
pentru tine, poate. A fost o zi foarte încărcată. Mm-hmm. Având în vedere că era și evaluarea națională, se apropia. Echipa a fost foarte, foarte pozitivă, mi-au adresat întrebări. Bineînțeles că am ajuns la concluzia a ce trebuie să completez. Erau foarte multe activități în mintea mea. Trebuia să vină și domnul director, a plecat la ședința cu directorii pentru evaluare națională. În schimb, am avut... Da. Deci, neavând cumva, prin prezența domniei sale, sprijinul acela din interior, te-ai simțit un pic mai vulnerabilă în acest cadru. Dar, să fie așa. Frica învins. Am avut niște oameni deosebiți în jurul meu, au sărit, m-au ajutat, toți colegii au fost lângă mine și m-au sprijinit și am ajuns la concluzia să merg pe un opțional. Așa. Care este elementul de noutate al programei noastre? Bun, limbă și comunicare. A propus un creator de educație și a propus să strângă materiale ca să povestim telespectatorilor și așa, în termen mai prozaici. Materiale de la cadrele didactice din toată țara. Care vizează niște activități desfășurate în școală ce pot trece în exemple de bune practici pentru toată lumea. Aceste materiale pot fi vizualizate în momentul de față de toate cadrele didactice din țară pe o platformă. Înțeleg? Da, creatordeeducatie.ro sau pe proiectul CRED. Am avut și eu pe pagina de Facebook, am avut în permanență, acest link, dar proiectul pe care tu l-ai înscris în competiție este un opțional care se numește Literatura și celelalte arte. Prin care ți-ai propus ce? Prin care mi-am propus mai multe. Dar cum spuneam, am completat acel formular. L-am trimis, am făcut și un portofoliu, am avut de realizat și un portofoliu, au fost foarte multe etape, cum ți-am spus, prima dată fișa de înscriere, pe care am completat-o în prezența echipei Casei Corpul Didactic, cu toate datele aferente. Am transmis, țin minte că am mers cu tezele la Iași, am fost membru în comisia de evaluare și am dus în format letric portofoliul la Casa Corpului Didactic, era un termen, deci am făcut un termen foarte scurt, da. Și Dumnezeu m-a ajutat și l-am finalizat, l-am dus în format letric. După ce am zis că am terminat, am și șters, nu a mai apărut pe niciun calculator, n-am mai avut, nu știu cum s-a șters, din greșeală, nu am salvat portofoliu online. Așa. Mi s-a solicitat și varianta online, bineînțeles. Pentru a merge mai departe, pentru că trecuse de etapa CCD Iași, trebuia să meargă, a mers prin mai multe case ale corpului didactic din țară. Am înțeles că au fost mai multe etape de selecție. Inițial au fost depuse, nu știu, nu mai rețin, 1300 parcă de proiecte. Mm-hmm. Au fost selectate 200. Da, dar a fost o perioadă poate fi în momentul de față accesat de toată lumea. Cum poate fi el aplicat în alte școli? Tocmai acesta este și un punct al proiectului, pentru că v-am spus, sunt foarte, aplicabilitatea sau elemente de noutate, impact și transferabilitate. Originalitatea și creativitatea proiectului, activităților bunelor practici din perspectiva contextelor semnificative de învățare și al elementelor de inovare didactică. Bun, dacă asum acest proiect de pe platformă, cum îl aplic? Dăm câteva sfaturi, pentru că tu ești autorul lui. Ce am de făcut propriu-zis în clasă cu elevii sau în ce formă l-aș putea propune, astfel încât prin intermediul lui să vizez formarea unor competențe, acelea pe care programa școlară ni le solicită. Da. Am propus acest opțional considerând că poate contribui la dezvoltarea gândirii creative și reproductive, la dezvoltarea inteligenței, imaginației, spontaneității elevilor prin munca în echipă,
pentru că, având în vedere că literatura este însăși o artă, celelalte arte contribuie la realizarea literaturii. Am avut activități interdisciplinare pliate pe celelalte arte, pe muzică, pe religie, pe educație plastică. Am celebrat literații, am celebrat scriitorii de azi, contemporani și de ieri, prin ferestre în trecut, aducere aminte, prin foarte multe activități care au contribuit la integrarea elevilor aflați în categoria de risc, abandon școlar, absenteism, elevii proveniți din familii monoparentale, am reușit să-i integrez în colectivul școlar, elevii cu situații materiale precare, pentru că un elev, dacă nu poate citi o carte, nu are posibilitatea să-și achiziționeze o carte, poate să vizioneze un film. De aceea am și o etapă, literatura și cinematografia. Am reprodus diferite ecranizări ale romanelor, Baltagul, am vizionat cu copii drama Comedia, O scrisoare pierdută, având în vedere că au avut și la examen. Așa. Materiale pe care le valorificăm în activități. Sunt foarte multe activități. Și gândindu-ne că le-ar putea ușura copiilor activitatea în clasă, mă refer la conținuturile obligatorii din cadrul programului școlar. Deci, da, selecția acestor ecranizări a fost foarte inspirată. Bun. Pe lângă literatura și cinematografia, am avut parte de o experiență inedită în cadrul școlii altfel. Pe grupul consilierului educativ, pentru că dețin și această funcție în școala gimnazială Cosmeș, consilier educativ, am primit un e-mail. Era vorba despre o vizită în cadrul unui muzeu, Muzeul Memoriei din Iași. A avut un impact deosebit această vizită, pentru că era vorba despre momente din trecut aduse în prezent. Ți-aduce aminte. Da, extraordinară. Extraordinară activitate la care care a avut un impact deosebit asupra elevilor. Da, și bineînțeles, am integrat-o, că este un element de inovare didactică. Face parte din viața noastră de zi cu zi și a determinat elevilor conștientizarea valorii istoriei. Și mai ales că au avut parte și de telefonul amintirilor. Și azi mi-aduc aminte, au vorbit la telefon, la telefoane de pe timpuri, cu diferite personalități. Personalități istorice. Și cu toată Europa. Cu toată Europa. Au vorbit și cu președintele Americii, au vorbit cu... Mai departe de canețele Europei. Și sunt, cum să vă spun, au fost marcați, pentru că o echipă talentată de actori de la Muzeul Memoriei ne-au transmis gânduri, emoții și trăiri păstrate sau uitate în sertare, în această secvență numită Ferestre către trecut, cum v-am spus. O altă experiență pe care noi am trăit-o, ca să vorbim și de teatru, este concursul prin teatru spre educație al Inspectoratului Școlar Județean, în cadrul căruia am obținut și aici un premiu. Avem o echipă de teatru la nivelul școlii, Tinere Speranțe. De fapt, am avut, pentru că am fost dirigintă la 5-8, am terminat o generație, am preluat o altă generație și am încropit o nouă trupă de teatru, Tinere Speranțe. Care poate să poartă același nume. Am fost anul trecut, de fapt nu, anul acesta am fost la a doua ediție a concursului. Am uitat să-ți spun că anul trecut am obținut mențiune în cadrul acestui concurs cu o piesă interpretată și creată de un elev al școlii noastre, Judecata lui Nică. Creată și regizată și tot, nu mai ne-a adus produsul finit. Rotarul Leonard, un elev deosebit al școlii, un elev mândria școlii noastre, a obținut premii deosebite la concursuri școlare și extrașcolare. Este un elev al unui liceu din zonă și are numai note bune la limba română. Ce mai spuneam despre o altă activitate, că am atât de multe, de nu mai... Bineînțeles că dacă este literatura și celelalte arte, putem vorbi și de spiritualitate. Așa. Știți că a fost concursul... De bază a literaturii, pentru că orice artă se naște din ceea ce
trăim în adâncul ființei noastre sau din ceea ce trăiesc artiștii în ființa lor, pentru că nu mă simt în niciun fel apartenentă a acestei categorii. Deci da, trebuia vizată cumva și spiritualitatea și în acest sens ați participat la... Da, și am obținut titlul simbolic Luna Spiritualității în cadrul proiectului Inspectoratului Școlar Județean Iași, Școala pentru Valori Autentice. Nu m-am lăsat, în fiecare lună am depus, avem o echipă colaborativă, lucrăm, colaborăm de la director și până la educator și am... Da, am vrut să câștigăm. Pentru că așa am câștigat Luna Spiritualității, foarte bine marcată la nivelul unității de învățământ. Aprilie. Aprilie, în cadrul Paștelui, a sărbătorilor pascale, am avut niște activități cu un impact deosebit, inclusiv o expoziție de icoane la Biserica Sfinții Mihail și Gavril din Cozmești, o expoziție caritabilă, cu banii strânși, s-a contribuit la construirea Troiței din cadrul bisericii, din extraordinar gest umanitar al părintelui. Există o legătură deosebită cu biserica. Biserica Părintele Gheorghiu face niște activități deosebite cu elevii noștri. Ceea ce ne-ai povestit până acum, Luiza, da, suntem în măsură să tragem o concluzie. Este un lucru știut, dar de către cei care vin din interiorul mediului educațional, poate este bine să-l verbalizăm și să-l subliniem și pentru cei din afara mediului educațional. Astăzi, școala nu se mai ocupă doar de formarea academică a copiilor. Segmentul acesta este unul important și rămâne unul de bază în instituția școlară, însă activitatea care vizează educația copiilor îmbracă o multitudine de forme, tocmai pentru că ai noștri elevi sunt diferiți, tocmai pentru că au nevoi foarte diferite și iată, le putem aduce mai aproape educația, segmentul acesta atât de important din ființa noastră, da, în variate forme, în colaborare cu alte instituții, prin proiecte educaționale țintite către a rezolva anumite dificultăți. Deci, educația trebuie oarecum să fie un fenomen spre care să privim cu încredere, tocmai pentru că ea are rezerve nesfârșite de forme, de aplicare, astfel încât oameni lipsiți de educație să nu mai există în societatea românească. Deci e impropriu să spui că în secolul 21 am întâlnit o persoană cu o educație precară. Ne vom opri, stimați telespectatori, pentru o foarte scurtă pauză de publicitate și revenim în dialog cu dumneavoastră imediat. Exagerat. Nu mă doare inima. Sunt doar puțin răcită. Dar m-am gândit că așa ajungeți mai repede. Sper că nu e nicio problemă. Apelurile abuzive la 112 pot ucide. Urgența este pentru urgențe.
Conform statisticilor, elevii tăi au 70% șanse să asiste la bullying în școala în care predai. Ce ai vrea să facă ei într-o asemenea situație? Ai vrea să facă asta? E cel mai ușor. Ai vrea să facă asta? E cel mai distractiv. Sau ai vrea să facă asta? Ceea ce e, de departe, cel mai greu. În mare parte, ce o să facă depinde de tine. Tu ce o să faci? O să înveți să devină niște tipi oarecare, niște bully sau niște eroi. O campanie anti-bullying, salvați copiii. Am revenit alături de dumneavoastră, stimați telespectatori. Vă reamintesc că în ediția din această după-amiază căutăm răspuns la întrebarea: avem voie să avem încredere în educație? Putem să ne încredem în sistemul de învățământ din România? Avem alături de noi un invitat special, doamna profesor Ana Luiza Boboc, care vine de la școala gimnazială Cosmești și ne împărtășește din experiențele domniei sale ca profesor ce face parte din Liga Profesorilor Excepțional la nivel național și care a primit de curând și titlul de creator de educație, altfel spus, un om pentru care schimbarea în mediul școlar românesc este un fapt în sine și un scop de definit, foarte clar definit. Nu-i așa, Luiza? Așa am simțit eu, privind din exterior, toate preocupările tale pentru a face școala un mediu mai plăcut pentru elevi. Și pentru că am ajuns în acest punct al discuției noastre, cred că ar fi interesant să ne spui care este punctul forte al școlii gimnaziale de la Cosmești. Care cel mai frumos lucru care se întâmplă în școala voastră? Păi să pornim de la misiunea școlii, că orice școală are o misiune. Așa. Păi, școala gimnazială Cosmești vrea să integreze elevii în comunitate, având în vedere că avem elevi și de etnie romă. 40% din numărul elevilor sunt de etnie romă, dar care, prin vizite la domiciliu, prin scrisori trimise acasă, prin consiliile profesorale pe care noi le organizăm la nivelul școlii și alte demersuri la primăria Comunei Stonicen Prăjescu, reușim să-i aducem la școală, să-i integrăm în comunitate, să-i învățăm, pentru că aceasta este menirea dascălui, să învețe elevul să învețe, să se preocupe îndeaproape de nevoile și cerințele acestuia și să comunice cu familia. Familia joacă un rol important în relația școală-familie. Deține un rol important pentru că avem în cadrul proiectului Împreună pentru Copii, un alt proiect al Școlii Gimnaziale Cosmești, cursuri atât cu elevii cât și cu părinții. Se organizează activități pliate pe nevoile elevului cu elevii, dar și cu părinții. Părinții sunt aduși la școală. Părinții, corect. Să sprijine copiii în procesul de formare și educare. Da, și mai avem un program care cred că este punctul forte al Școlii Gimnaziale Cosmești, ca și al celorlalte școli pe care îl adoptă, a doua șansă. Li se oferă și a doua șansă celor care nu au reușit să finalizeze studiile. Avem trei grupe la nivel primar și gimnazial. Elevi, chiar așa, studenți, noi așa le spunem, studenții noștri, cărora le place să învețe, vin la școală de drag. Suntem absorbiți de acești studenți. Au la nivel primar,
Avem două grupe de anul acesta. Anul acesta, anul trecut a fost o grupă de care s-a ocupat un profesor din școala noastră. Sunt de diferite, pe diferite categorii de vârstă, de la 18 la 60 de ani. Iată că educația continuă, da, chiar și în această formă, ca o a doua șansă, având în vedere că timpurile nu au fost, poate, pentru unii dintre ei, propice învățării la momentul potrivit. Este un pic ciudat să spui că sunt elev la nivel primar, dar am peste 18 ani, ceea ce, din punct de vedere legal, sistemul nostru nu se permite, pentru că îi menținem pe copii înscriși în școală sau pe tineri până la vârsta majoratului, după aceea nu mai apar în evidențele școlare decât dacă urmează cursurile. Care sunt valorile pe care le împărtășești în comun, valorile umane, să spunem, poate și profesionale, de ce nu, pe care le împărtășesc în comun cadrele didactice de acolo, din școala Cosmești? Vă mai spuneam și înainte, avem un spirit de echipă conlucrativ extraordinar. Când vrem să facem ceva, ne reușește. Deci unitatea. Unitatea, echitatea. Valorile trăite de cadrele didactice de la Cosmești, da, așa. Suntem unite, domnul director ne sprijină în tot ceea ce facem. Comunicarea este un factor cheie, important. Integritatea, spiritualitatea, cum spuneam, diferențele ne unesc. Ne unesc. Da. Suntem creativi, creativitatea, avem, fiecare avem câte o latură creativă. Avem o latură creativă dezvoltată în diverse grade, dar când se pune la un loc toată creativitatea unui colectiv dintr-o unitate școlară, atunci nu poate să rezulte decât, iată, proiecte apreciate la toate nivelurile, și local, și regional, da, și de ce nu și la nivel național. Care sunt proiectele de actualitate cu impact asupra comunității și dacă școala are în vedere proiecte viitoare? Da, proiectul pe care noi îl desfășurăm este un proiect pliat pe nevoile elevilor, pe cerințele educaționale, dar este atât la nivelul, este atât pe nevoile elevilor, cât și al întregii comunități. Așa. De aceea se intitulează ACTIV, Acțiuni Comunitare pentru Toți. Este un proiect implementat de Centrul Diecezan Caritas Iași, în parteneriat cu Școala Gimnazială Cozmești, Primăria Stolnicen Prejescu și Asociația Gypsy Eye. Sunt trei parteneri, avem activități diverse, deosebite, acțiuni, le spunem noi, acțiuni. Desfășura acest proiect în comunitate. Pe trei ani. Da, a început? Da, din 2018. Când? 2017. Mai sunt câțiva ani de acțiuni în folosul comunității, ceea ce este apreciat. Da. Li se oferă posibilități celor care nu au reușit să finalizeze un program de calificare, să dobândească diferite meserii, diferite certificate recunoscute la nivel european. Sunt cursuri de calificare pe care noi le-am absolvit în cadrul acestui proiect, cursuri de antreprenoriat, cursuri de infirmiere, de îngrijitoare la domiciliu, bucătari. Avem foarte multe grupe care au absolvit aceste cursuri. În prezent, la noi în școală, figurează cursul de tâmplar, sudor, de sudor. Sunt cursuri pe care le oferă proiectul fără niciun cost, nu costă nimic. Sunt cursuri gratuite și li se mai dau și niște subvenții pe care le folosesc în deschiderea unor activități pentru a le fi beneficie în viitorul apropiat. Sunt, pe lângă aceste cursuri, avem și programele de dezvoltare personală ale elevilor, programele de
învățare, programele de învățare cu pedagogi specializați. Avem avem în cadrul grădiniței 65 de preșcolari și în cadrul școlii gimnaziale Cosmeș la nivel primar și gimnazial 65 de elevi beneficiari. Bineînțeles că avem și de la școala profesională Stolnicen Prăjescu încadrați, au transport asigurat cu microbuzul școlar. Li se asigură inclusiv masa. Avem programul zilele în care la aceste atât activități. Sprijinul educațional, cât și prânzul sau celelalte sau transportul în comun. Altfel spus, s-au creat o multitudine de facilități, da, țintite către a rezolva probleme din comunitate, astfel încât această comunitate să evolueze, să progreseze și să reușească acel deziderat, să-i spunem așa, de a avea un stil de viață cât mai echilibrat din punct de vedere afectiv-emoțional și cât mai sănătos până la urmă, pentru că acolo unde sunt lipsuri materiale, nici sănătatea nu este o realitate. Pentru viitor, ce așteaptă cadrele didactice din școala Cosmești și care ar fi o modalitate în care aceste proiecte viitoare ar putea fi vizibile și în comunitate? Care-s beneficiile de partea comunității? În prezent vă spuneam de acest proiect activ, care este foarte bine, foarte activ, foarte activ. Foarte bine. Da, avem și extinderea rețelei parteneriale cu actorii locali, inclusiv cu firme de antreprenoriat din Pașcani. Sunt foarte multe oportunități de lansare ale viitorilor absolvenți de ucenici, de școli de, școli de ucenici. În cadrul școlii am aplicat și la un alt proiect. De fapt, în urma participării mele la, și bineînțeles împreună cu tine, la conferința Reading to Learn. În cadrul acestei conferințe, noi am avut foarte multe de învățat. Așa. Știam atunci că în școala gimnazială Gâștești se desfășoară un proiect Citesc pentru a învăța, e excepțional, și având posibilitatea să merg la un cerc pedagogic în cadrul acestei școli, mi s-a prezentat acest proiect. Și bineînțeles, pe mine personal m-a impactat. Și am luat legătura cu responsabilul, furnizorul acestui proiect, și am pornit așa de la firul ierbii și am aplicat. Am aplicat și eu. În prim plan am aplicat la un proiect, pauza de lectură, prin care elevilor li s-a dat posibilitatea să conștientizeze actul citirii prin exerciții, da, acordând în fiecare zi 15 minute lecturii. Nu chiar toată lumea s-a acomodat de la început, dar am primit și le-am dat colegilor acest pliant, care într-adevăr, da, Asociația Română de Literație, trebuie să o spunem, a fost de acord să îl disemineze în toate școlile din țară, iar cei care au fost interesați l-au putut implementa, bineînțeles, sub eticheta acestei asociații. Este și firesc să fie așa. După acest pas al proiectului pauza de lectură a urmat aplicarea pentru un grant. Da, da? Un grant, adică un nou proiect. Citesc pentru a învăța. La fel, am avut o muncă grea. Ce va aduce el propriu-zis în școală? Pe ce segment este orientat? Acest proiect este axat, exact cum spuneam și de la început și în pauza de lectură, pe literație. Uh-huh. Literație, română. Bineînțeles, care nu este numai specific profesorilor de limba și literatura română, pentru că atunci când auzi cuvântul literație, te gândești la literă, la disciplina, la literatură. Pentru că literatura spune ce? Deocamdată voiam să spun că de la director și până la celelalte care didactice trebuie să existe o învățare colaborativă. Așa. Și se axează pe învățarea colaborativă, pe metacogniție, care într-adevăr solicită gândire, creativitate,
curiozitate și celelalte valori pe care noi trebuie să le cultivăm. Ce înseamnă literația? Bineînțeles că înseamnă capacitatea de a citi, scrie, asculta, vorbi și a gândi strategic. Implică capacitatea de a fi metacognitiv, cum spuneam, capacitatea de a transfera cunoștințele în situații și contexte de viață reală și capacitatea de a transmite informații și cunoștințe celor care au nevoie de acestea. Adică citesc din... foarte da. Bine structurată. În literație înseamnă a ști să citești. Așa. Pare ușor umoristic așa, cum adică nu știi să citești, se mai întâmplă. Apoi, după a ști să citești, înseamnă, presupune să înțelegi ceea ce ai citit și ulterior să folosești informația obținută în urma lecturii așa cum ai nevoie, într-un context diferit și în manieră proprie. În ce constă programul pe care îl veți implementa în școală prin acest grant? Deci, v-am spus, a fost o perioadă grea, pentru că trebuiau foarte multe date statistici și să... Sau vizează cadrele didactice și acest program? Și ambele categorii. Pentru că? Colegii vor beneficia de un program de formare pliat pe nevoile fiecăruia. Vom avea parte de prezența echipei Asociației Române de Literație în școală și aceste cursuri... Se va desfășura programul? Acest program se desfășoară pe durata a 4 luni. Așa mi s-a specificat că vor veni din la jumătatea lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Să ne lase și pe noi să facem recapitularea inițială, să dăm testele și consfătuirile care vor urma să participăm și să sperăm că vom corespunde așteptărilor, pentru că am inclus acest proiect și în creatori de educație, exemple de bună practică. Care va fi beneficiul în rândul elevilor? Cum se vor bucura elevii de acest proiect? Cunoaștem, este o problemă generală, slabele rezultate de la evaluare națională. Așa. Putem să spunem că este un analfabetism funcțional și această preocupare ne revine atât nouă, profesorilor de limba și literatura română, care într-adevăr ei sunt de ei, de ei depinde dacă un copil are, n-are sau are succes școlar. Toți profesorii trebuie să conștientizeze actul literației. Și care este impactul asupra elevilor va transforma școala. Sperăm în transformarea școlii, în schimbarea modalității de lucru, actul educațional în sine și, bineînțeles, să fie centrată pe predare-învățare, să aibă pe strategiile de predare-învățare actuale. Să trecem la... Care asigură oarecum învățarea în clasă. Pentru că este foarte important ca școala să-și îndeplinească această funcție a ei fundamentală, învățarea în teritoriul școlii, mai puțin în afara ei sau acasă, mai ales că, după cum spuneai, în unele comunități, mediul familial nu este tocmai propice învățării, sunt o mulțime de obstacole pe care copiii trebuie să le depășească în acest mediu și atunci, da, pentru a avea șansa unor elevi cu rezultate bune la evaluarea națională, este nevoie ca învățarea să se producă în școală. Iar acesta este segmentul pe care se va lucra în cadrul proiectului Asociației Române de Literație, o acțiune de formarea cadrelor didactice cu beneficiu direct la celălalt segment și anume în rândul elevilor. Noi vă dorim succes cu acest program. Vom reveni cu o invitație către Școala Gimnazială Cosmești după cele 4 luni de experimentare a proiectului să vedem cum s-au desfășurat evenimentele și dacă sunt rezultate vizibile după perioada aceasta de 4 luni, sperăm ca să avem aceeași disponibilitate din partea reprezentanților școlii pentru a accepta invitația noastră și pentru a împărtăși telespectatorilor această experiență, pentru că ea, iată, vine cu intenția de a îmbunătăți
actul educativ din școală și de a-l aduce mai aproape de zilele noastre într-o școală privită din perspectiva elevilor. Pentru că școala este a elevilor și așa trebuie să rămână în continuare. Un gând de început de an școlar, un gând de final de întâlnire pentru această după-amiază. Gânduri ar fi foarte multe, am foarte multe gânduri. Ce îmi propun? Îmi propun să transform școala, nu numai eu, să fiu ajutată de colegii mei, să ne axăm pe învățarea vizibilă, așa cum ai spus și tu, să colaborăm în continuare cu cei trei poli care sunt fundamentali de bază a educației. Familia trebuie să ne sprijine în fiecare... Ai spus-o tu. Așa. Să creăm spații de învățare pentru elevii noștri, să nu mai plece din școală, să noi suferim, eu sufăr după fiecare elev care părăsește școala. Poate au diferite facilități. Sunt mai favorizați, nu găsesc termenul, mai promovați, poate au alte beneficii. Dar noi oferim un spațiu de învățare creativ, inovativ, eficient și eficace. Vă dorim succes și să se întâmple ceea ce vă doriți, elevii, fie să revină în școală, fie să rămână cei care sunt, privind cu mai multă încredere către școala gimnazială din satul Cosmești. Mult succes întregii echipe și rămâne stabilit să ne întâlnim la finalul implementării programului oferit de Asociația Română de Literație. Stimați telespectatori, cam atât pentru această după-amiază. Vă aștept la întâlnirea de săptămâna viitoare cu alte subiecte și cu alți invitați, la fel de implicați în tot ceea ce înseamnă viața comunității, pentru că toți facem parte dintr-o comunitate și orice fel de beneficiu personal poate fi transferat într-un beneficiu al grupului. Vă mulțumesc pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Permiteți-mi să mulțumesc doamnei Minodora Hoffman pentru imaginea mea din această după-amiază și magazinului Andana Style pentru ținută. Așadar, ne întâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune tuturor!